Hristos a înviat, Hristos a înălțat. Aleluia! În fiecare an, în duminica dinaintea Rusaliilor, celebrăm Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale. Anul acesta este a 55-a și totodată, pe plan diecezan, Ziua Presei. În atenția noastră stă, în primul rând, Mesajul Sfântului părinte Papa Francisc din 23 ianuarie 2021, în ajunul comemorării Sfântului Francisc de Sal, patronul celor ce lucrează în comunicații sociale. Motoul mesajului este luat din Evanghelia după Sfântul Ioan. Capitolul 1, versetul 46. Vino și vezi. Și are ca titlu apoi: A comunica, întâlnind persoanele unde și cum sunt. Invitația de a veni și a vedea, care însoțește primele întâlniri emoționante ale lui Isus cu discipolii, este și metoda oricărei comunicări umane autentice. Pentru a putea relata adevărul vieții, care devine istorie, este necesar, spune Papa, să se iasă din prezumția comodă a acelui deja știu și să se pună în mișcare, să meargă pentru a vedea, să se stea cu persoanele, să fie ascultate, să se adune sugestiile realității. Care întotdeauna ne va surprinde în vreun aspect al său. Deschide cu uimire ochii la ceea ce vei vedea, și lasă mâinile tale să se umple de prospețimea limfei, în așa fel încât ceilalți, când te vor citi, vor atinge cu mâna miracolul palpitant al vieții. Așa îi sfătuia fericitul Manuel Lozano carido pe colegii săi jurnaliști. Doresc, deci, spune papa, să dedic mesajul anul acesta chemării de a veni și a vedea ca sugestie pentru orice exprimare comunicativă care vrea să fie limpede și onestă în redactarea unui ziar ca și în lumea internetului în predica obișnuită a bisericii, ca și în comunicarea politică și socială. Vino și vezi. Este modul cu care credința creștină este comunicată, pornind de la acele prime întâlniri pe malurile râului Iordan și ale lacului Galilei. Personal pot să dau mărturie că am făcut această experiență atunci când am decis ca seria de cateheze din timpul postului mare din acest an să o fac la fața locului, cum se spune, în diferite parohii ale diecezei noastre de Iași. Am mers și am văzut pulsul la fața locului. Este cu totul altceva decât a sta pe calculator și a culege date de acolo și apoi a le reda. În al doilea rând, Atenția noastră se îndreaptă spre tot ceea ce înseamnă comunicații sociale în Dieceza noastră de iași: presa, transmisiile video și audio, în special radioul nostru catolic Erces FM, inaugurat oficial anul acesta, pe data de 19 martie, în sărbătoarea Sfântului Iosif și care înregistrează rezultate foarte bune, chiar dacă deocamdată el funcționează doar online. Sperăm cât de curând să putem transmite și în eter pe frecvențe radio ca să poată urmări cât mai mulți, chiar și cei care nu au posibilități sau nu se descurcă să ne urmărească online. Vă de aceea să ne susțineți cu rugăciunile dumneavoastră pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Personal, sunt foarte bucuros și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat să deschidem acest post de radio catolic al Diecezei noastre de iași, prin care putem oferi credincioșilor noștri hrană așa de bogată pentru suflet și pentru minte, prin grila variată de programe. Ercis FM, Domnul fie lăudat! Colecta din Duminica Presei, așa cum deja se știe, este o colectă specială, ca în fiecare an, pentru susținerea presei catolice din dieceza noastră de Iași și în special pentru susținerea postului de radio RCS FM. Vă rugăm să fiți generoși, ca întotdeauna. Personal și împreună cu toți cei care lucrează în Departamentul Comunicației Sociale din cadrul Episcopiei, în frunte cu Părintele Director Adrian Blăjuță, vă mulțumim din suflet. Dumnezeu să vă răsplătească pe măsura generozității dumneavoastră. Vă mulțumim! Profitând acum și de această ocazie, vreau să încurajez din nou pe toți lucrătorii din presa catolică, pe toți realizatorii de programe radio, pe toți angajații și colaboratorii noștri din cadrul comunicațiilor sociale, pe toți voluntarii, că avem mulți și voluntari, pentru tot ceea ce fac. Și să știți că o fac cu mult drag și cu spirit de slujire în folosul poporului lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească pe toți și să binecuvânteze în continuare munca și eforturile noastre pentru a-L face cunoscut, cinstit și iubit prin toate mijloacele de comunicare socială. Hristos s-a înviat, Hristos s-a înălțat, Aleluia!